Bună, dragilor, și bine ați venit pe canalul meu! Eu sunt Ana Maria și continuăm să ne jucăm astăzi The Looker. Suntem la partea a doua și încercăm să rezolvăm acest șerpișor care, sincer, m-a scos din sărite. Dar haideți să vedem cum se termină acest joculeț. Nu e bine. Dar dacă completez eu tot asta. Dacă îl completez pe tot, teoretic. Nu are pe unde să mai vină, să mă mai pună să mai fac, nu? Am câștigat, nu pot să cred. I have learned the ways of the snake. Și mi-a deschis calea. Bun, l-a trimis sus. Oare l-a trimis sus la panoul solar? Nu. Panoul nu e aici. L-a trimis sus aici și mi-a deschis ușa. Oh, nice. Start game. Points. Hai. Arcade. Câte start to end poți să marchezi? Pam, 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 param, pam, pam. E destul de greu să știi. Ăla nici nu știu care e. Hei. Complică din ce în ce mai rău treaba. Hei! Mă rog, nu m-a descurcat prea bine, dar a fost suficient cât să se deschidă ușa mai departe. Bun! Avem aici un nou puzzle. Dar ce e? Am pornit un generator, ceva? A, uite și aici. A, super. Bun. Cred că mi-a rămas doar ăsta cu turnul cu soarele. Să vedem dacă s-a întâmplat ceva acolo. Na, mai sus, mai sus, mai sus, mai sus, aici. Ah, de acolo mi-a plecat o bară, ia stai, mai jos, trebuie să mă duc mai jos cu un nivel, a plecat bara aia și unde ajunge? Ah, nu, ajunge sus aici, nu se deschis ușa. Cum deschid ușa aici? S-a modificat ceva. Dar să mă mai duc un pic acolo. Poate mai trebuia să mai fac. Poate n-am făcut scor suficient. A, uite că acum batem panou.
Dar oricum aș vrea să mai încerc să mai dau o dată acolo la... score. Mie să nu... să nu fi ratat totuși ceva. Deci sunt așa de zoomed in. Nu mă descurc prea bine. Stilul ăsta, nici că-l fac. Ei, n-am făcut game-ul, n-am făcut high score. În sfârșit, primul nivel l-am făcut pe tot. Mai departe. Sunt pregătită. Ei, le-am ratat pe toate alea, ce naiba. Hei, ce se întâmplă cu camera? Nu se poate, vreau mai mult. Așa, mă. Am făcut deja 300 din 500, mamă. Înseamnă că la restul nivelelor pierd destul de mult. Nice, 625. Oh, și-am primit și un achievement. 600 ori higher. Hai că nu mai, gata. Ei, știam de ce-l fac. Și aici am zis că am mai văzut ceva în partea asta. Așa. A, mi s-a deschis ușa și pot să mă întorc acum. Bun. Acum mă duc sus, că s-a aliniat panoul. Mi-a făcut aici un joculeț. Nu știu dacă trebuie să iau săgețile alea. Nu e bine.
Nu? Nu. Sau hai să le iau, nu știu, în ordinea numărului de colțuri. Că ăsta are două colțuri. Ăsta are trei. După aia cred că vine ăsta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ba nu. Ba, nu are treabă colțurile. Deci avem... Asta are două colțuri. Asta are 1, 2, 3, 4 colțuri. Asta urmează... 1, 2, 3, 4, 5 colțuri. Da, ăsta are 6. Data viitoare trebuie să le și număr. 6. Na, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Asta e bine. Și ăsta are cele mai multe. Hai că l-am nimerit. De ce după număr de mult colțuri intrându-uri sau ieși vârful, ca să zic așa. Start, end. No? Dar nu pot să completez peste astea, deci... Aha, de-aia am covorașele. Ca să pot să trec. Dar văd că vrea să treacă numai peste roșu, numai peste alb. Aici. Numai peste alb îmi apare. Am înțeles. Păi facem așa. Ăsta e alb, da? Nu, vine pe aici. Mai facem o dată. Peste negru nu mergi. Peste astea merge. Intru pe alb. Nu mă lasă să-l leg. Nici aici nu. Intru pe aici. Se conectează cu ăsta. Nu. Aha. De aici vine pe asta. Deci plec de la sud. Nu! Plec de la sud. Peste astea, peste ăsta, peste ăsta, pe aici. Alb, alb, alb,
Bam, peste frunzuță. Peste sacii ăștia. Până la... Ei, de ce nu merge? Că sigur așa trebuie. Sau pe aici, pe sus. Unde se întrerupe aici. Aha. Am înțeles. Acolo nu puteam să trec peste marginea de la flori. Aoleu! The obelisk of knowledge. Oh, aleo! Obelisk of knowledge. Oh. Seamănă cu altceva desenul ăsta. Oh, wait, it's a giant cat. Exact. A fost drăguț. Simpluț, dar relaxant, nu foarte complicat, dar destul de agitat, ca să zic așa, cu mișcări dintr-o parte în alta. Și mi-a plăcut, sincer. Sper că v-a făcut și vouă plăcere să mă urmăriți. Dacă v-a plăcut videoul, nu uitați, dați un like, abonați-vă la canal dacă vreți să vedeți și alte joculețe de acest gen. Eu sunt Ana Maria, până data viitoare, v-am pupat, să aveți o zi faină! Hei, ce, credeți că am plecat? V-am păcălit! Pentru cei care ați rămas până la final, acesta este outro-ul. Și am impresia că vom mai primi un achievement dacă ne uităm până la finish. Solve a puzzle in real life. Așa cum am zis, ultimul achievement l-am primit chiar acum. Și am revenit. După ce se termină jocul, practic, mai avem de descoperit ultimul achievement. Pentru a-l găsi, trebuie să mergem înapoi jos, către cubul care tocmai s-a deschis. Bun, și am deschis cu cheia. Ce avem înăuntru? Vreau să știu ce avem înăuntru. Încă un puzzle. Salty Camp Captain Sammy's. Tic-tac-toe. Bă, dar odată n-am putut să merg pe astea fără să ating pereții. Ehe. Dar dacă încerc să joc aici tic-tac-toe, pot? Nu cred că se întâmplă nimic. Era mișto un achievement acolo. Și s-a deschis și poarta. Am evadat? Oh! Libertate! Da, e așa. Avem aici sud. Sau, mă rog, start.
Dar pe unde ajungem la End? Pe nicăieri, este un maze, este un labirint. Am fost păcăliți. Ia mă, că nu s-a rupt nicăieri. Hai să mai, să mai fac o dată. O să încerc să nu ating. Cred că asta era foarte ușor de făcut pe tabletă sau ceva, dar nu pe PC cu mouse-ul. Și ajung într-un labirint în viața reală. Hai, țin dreapta. Țin dreapta. Nu pare nimic pe dreapta momentan. Nu-i nimic, ținem în continuare dreapta. Peste o eternitate, poate ies și eu de aici. Sau, mă rog, mai degrabă aș vrea să ajung la punctul de interes din acest labirint. Aici nu pare că e nimic. Țin dreapta, țin dreapta. Nu e nimic. Acum am ajuns să mă învârtesc în cerc. Mai mult ca sigur. Cred că trebuie să renunț la strategia mea de a ține dreapta. Aba nu? Am ajuns... Perfect, am ieșit afară. N-am rezolvat nimic. Nu mai țin dreapta aici. O să intru în partea asta. Nu e nimic. Pe aici, poate? Haha, am ajuns la o zonă interesantă. Alo! Ceva apare ceva ca o sală de rugăciune. Mă rog, sală de rugăciune în aer liber. Hai să fim mai aproape. Next. Next. Păi uite, mergem de la lună la ăsta, că acum știm să le luăm după număr de colțuri și de îmbinături. Da, cred că ăsta de sus are mai puține decât are steaua. E, aici... Cercul sigur are cele mai puține, apoi ăsta, apoi ăsta, apoi ăsta. Triunghiu. Ăsta, ăsta și ăsta. O, se complică treaba. Mergem de la aici 1 la 2, dar aici nu am altă cale. Practic mă cam obligă să trec prin ele. Hey, sold all the pages of the great book. Am găsit încă un achievement și practic pe aici, de aici am luat-o de la capăt. Dragilor, cam acesta a fost joculețul. În acest moment l-am completat la 100%. Avem toate cele 10 achievement-uri, așa că dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să îmi dați un like și să vă abonați la canal pentru mai multe videouri de acest gen. Eu sunt Ana Maria, până data viitoare v-am pupat, să aveți o zi faină!